Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. Discutăm și astăzi despre decizia Comisiei Electorale Centrale de a deschide 146 de secții de votare pentru cetățenii noștri din diaspora, cu 7 mai mult față de decizia adoptată anterior de CEC. De asemenea, discutăm despre decizia CEC privind deschiderea 3 secții de vot pe teritoriul aflat temporar în afara controlului autorităților constituționale de la Chișinău. Analizăm subiectele împreună cu invitații mei de astăzi. Este vorba despre vicepreședintele PAS, domnul Sergiu Litvinenko. Bună seara, bun găsit! Bună seara! De asemenea, alături de noi este comentatorul politic, domnul Anatol Țăranu. Bună seara, bun găsit! Bună seara! Așadar, domnule Litvinenko, mâine Curtea de Apel urmează să examineze sesizările PAS, PUN, Platforma DA și blocul Renato Usatăi, comasate toate într-un singur dosar, privind decizia CEC de a deschide secții de votare în străinătate. Ce așteptări aveți de la decizia de mâine a instanței, în condițiile în care completul de judecată este format din judecători care nu au reputație tocmai ireproșabilă în societate? Da, bună întrebare. În mod normal, ar trebui să fim siguri că Curtea de Apel, dacă ar fi o instituție care aplică legea, o instituție independentă, cum prevede Constituția, ar trebui să anuleze această hotărâre absolut ilegală, vădit ilegală, eu aș spune, și să oblige CEC-ul să deschidă atâtea secții de votare cât rezultă din prevederile expresei legii. Aici vreau să menționez, deși probabil că lucrurile s-au spus de foarte multe ori, dar avem parte de o sfidare vădită a legii, pentru că legea spune că pentru determinarea numărului secțiilor de votare pe hotare se iau în considerație 3 criterii. 2 dintre aceste criterii s-au schimbat în sensul majorării semnificativ față de alegerile prezidențiale din noiembrie și cu toate acestea, Comisia Electorală Centrală, în primă fază, a decis să păstreze același număr de secții de votare. Chiar și pentru un copil de 7 ani este clar că nu poate fi același număr secții de votare în condițiile în care numărul celor care s-au înregistrat prealabil și numărul celor care au votat la scrutinul anterior, adică la alegerile prezidențiale, față de ceea ce aveam la momentul deschiderii secțiilor de votare în alegerile prezidențiale, s-a majorat semnificativ. Și lucrul ăsta este foarte trist. Eu am spus că probabil este prima dată în istoria Republicii Moldova, dar probabil nu doar în istoria Republicii Moldova, când organul care are ca sarcină, conform legii, organizarea unui scrutin liber și corect, acționează în sensul ca să nu avem un scrutin liber și corect. Da? De obicei, chiar și anterior, eu pur și simplu am urmărit de fiecare dată toate istoriile cu deschiderea secțiilor de votare în străinătate și mi-aduc aminte chiar și în 2019, eu tot am contestat atunci hotărârea Comisiei Electorale Centrale pentru a deschide, am presă, 125 de secții de votare. Am mers la Curtea de Apel și Comisia Electorală Centrală, fiind întrebată de ce nu a deschis mai multe secții de votare, a spus că asta a fost propunerea guvernului. Așa era legea anterior, cumva guvernul propunea și avea ultimul cuvânt de spus. Și Comisia Electorală Centrală nu era în măsură cumva să meargă peste această decizie a guvernului, pentru că într-un final tot guvernul trebuie să asigure logistică, inclusiv organizarea secțiilor. Ori aici avem o situație inversă, când guvernul, Ministerul Afacerilor Externe spune o anumită cifră, propune o anumită cifră, spune că există toate instrumentele necesare pentru a asigura un scrutin normal în cele 190 de secții de votare sau după cazul 162. Cu toate acestea, organul care conform legii trebuie să spună mulțumesc foarte mult, este o decizie excelentă, noi vrem să deschidem cât mai mult secții de votare pentru ca fiecare cetățean să aibă dreptul să voteze, iată că acest organ spune nu într-un mod destul de cinic și obraznic. Bun, avem această majorare cu 7 secții, este rezultatul presiunii străzii sau s-a întâmplat ceva pe interiorul CEC? Deci această majorare trebuie să, într-adevăr, trebuie să spunem că 146, da, este mai bine decât 139, aș fi și eu ca și Vasile Bolea să spun ceva de genul că 16, clar că 16 e mai mare ca 15, da, deci evident că e mai bine 146 decât 139, dar cu toate acestea, numărul ăsta 1 nu este suficient, 2, lucrul cel mai care m-a
întristat foarte mult este că la această cifră s-a ajuns nu urmarea aplicării criteriilor prevăzute de lege, așa cum în mod normal ar trebui să fie, având în vedere rolul Comisiei Electorale Centrale de instituții tehnică mai mult, nu politică, ci urmarea unor negocieri, acum, așa cum fac de obicei politicienii. Da? Și domnul, un membru CEC care a prezentat acest proiect, a spus la final că ceva de genul că este greață de ceea ce se întâmplă în cadrul Comisiei Electorale Centrale și, în general, cum Comisia Electorală Centrală a gestionat tot acest proces cu deschiderea secțiilor de votare în străinătate. Noi am contestat, vedem ce va fi mâine. Iarăși, revin la ceea ce am spus, prima idee. Dacă am fi fost un stat de drept, am fi siguri acum toată țara că Curtea de Apel va lua o decizie în sensul anulării hotărârii Comisiei Electorale Centrale, atât inițială cât și cea cu modificările operate ieri, și obligarea ei să deschidă numărul necesar de secții de votare care rezultă din prevederile legii. Domnule Țăranu, cum vedeți această decizie a CEC-ului de a deschide 146, ținând cont și de numărul persoanelor care s-au înregistrat în prealabil și de numărul alegătorilor de la prezidențiale? Până la urmă, a fost rezultatul presiunii străzii sau au existat și presiuni politice pe membrii CEC? Cu siguranță a fost o presiune care i-a impus pe majoritatea membrilor CEC-ului să-și schimbe decizia inițială în sensul majoririi nesemnificative, este absolut evident. CEC-ul are o misiune. Misiunea lui se reduce la organizarea în bune condiții a desfășurării scrutinilor electorale din Republica Moldova. Asta e principalul lui, de fapt, principalul lui obiectiv. Ei pentru aceasta primesc bani de la stat. Ei pentru aceasta au fost selectați membrii CEC-ului. Bun, mai există și alte prerogative ale CEC-ului, dar acestea sunt esențiale. Și atunci când vine un scrutin electoral, atunci CEC-ul trebuie să-și demonstreze profesionalismul. Ceea ce a făcut de data aceasta CEC-ul este o neprofesionalism cras și asta în cel mai bun caz. Fiindcă în cazul prost asistăm la o comandă politică pe care CEC-ul a îndeplinit-o contrar legii și contrar obligațiunilor sale de servicii. Apare întrebarea de pentru ce oamenii aceștia au primit, cât e acolo, 5 sau 4 ani, mi se pare. Deci pentru ce au primit bani? Și pentru ce primesc ei bani în fond? Noi toți, toată societatea moldovenească, dar nu numai noi, dar și partenerii noștri de dezvoltare, au văzut acele secvențe televizate când o sumedenie de oameni, după hotare, nu au avut posibilitatea să voteze. Cozi interminabile au rămas în afara votului, nu au ajuns, deci, buletine. Deci, lucrurile sunt absolut clare, totul este la suprafață. Care e problema, fraților? Voi aveți misiunea să organizați alegerile. Voi aveți toate datele pe masă. De ce n-ați luat deciziile respective? Și acum, voi pe noi, pe cetățenii simpli, ne obligați să ne gândim despre voi în cei mai proști termeni. Voi, sau au fost, sunteți neprofesioniști, sunteți niște diletanți, nu vă îndepliniți funcțiile de servici, sau sunteți cumpărați, pur și simplu. Cât bani ați primit pentru acest lucru? Dacă e să ieșim din practicile comune pentru Republica Moldova, în mai multe domenii, nu numai în acest domeniu al CEC-ului, păi, cu siguranță beneficiarii, mai bine zis, acei funcționari publici care iau decizii contrar interesului public, ei sunt remunerați. Sunt remunerați de cei care au interes. Care este interesul? Deci rezultatul electoral să fie unul neconform votului pe care îl exprimă cetățenii. Deci este vorba despre deformarea rezultatului electoral. Da, deja este un atentat la siguranța națională. Fiindcă uitați-vă peste Constituție, uitați-vă peste legile Republicii Moldova și o să vedeți că acolo este scris. Orice încercare de a deteriora sistemul democratic din Republica Moldova este o crimă. Deci această crimă trebuie să fie pedepsită. Ce se întâmplă astăzi în CEC? Vorbește încă o dată despre putreziciunea sistemelor
de stat din Republica Moldova este una la mână. Și acum a rămas încă o instanță, Curtea de Apel, ce va face ea? Curtea de Apel care are o reputație proastă, foarte proastă. Chiar nu ne interesează ce o să facă de data aceasta. Cel puțin o să încearcă să salveze niște aparențe sau se vor conforma practicilor din totdeauna. Și atunci trebuie să bănuim și Curtea Constituțională a fost într-un fel stimulată să ia o decizie contrar logicii și contrar legii, de fapt. Chiar ne interesează ce va fi mâine. Dar apropo de presiunile politice, domnule Litvinenko, aici în platou președintele CEC, Dorin Cimil, menționa că pe interiorul CEC se discută despre eventualitatea demisiei unor membri. Mandatul actualei componenții CEC expiră la sfârșitul lunii iulie, dar potrivit legii se prelungește cu 90 de zile. Ce s-ar întâmpla în cazul în care membrii CEC și-ar da demisia, fie incorpore, fie 5 din 9 membri, astfel încât să nu fie funcțională? Pentru că Dorin Cimil a confirmat că există astfel de discuții. Nu știu ce s-ar întâmpla, dar evident că democrația presupune alegeri, presupune exercitarea dreptului sau deciziei suveranului în cadrul scrutinului și eu cred că nu cred că legea în general permite așa o demisie în cadrul unui scrutin, în cadrul campaniei electorale. Deci asta ar fi un atentat la principiile democratice constituționale din Republica Moldova și eu nu cred că demisiile lor pot face ca scrutinul să nu poată fi desfășurat. Deci exclud o astfel de scenariu, dacă scenaristul se mai gândește la un astfel de scenariu. Am auzit și eu că marele scenarist mai desenează astfel de scenarii. Deci este un scenariu pe care eu nu-l iau în calcul. În situația în care ăștia își dau demisia, bine, trebuie să recunoaștem că nu este vorba de toți membrii Comisiei Electorale Centrale, este important, cred că, această precizare, dar este suficient să-și dea demisia 5. Da, este vorba de Maxim Lebedinski, care este omul Dodon și lucrul ăsta deja se vede și din cosmos și de la un metru ce aici se întâmplă acolo, deci omul pur și simplu îndeplinește indicațiile lui Dodon. Am impresia că de data aceasta a trecut liniile roșii, așa mi s-a creat mie impresia și imediat după ce a propus el acel număr de 139, eu m-am exprimat public că se sfidează în mod obraznic legea și persoana care încalcă legea și își bate joc de oameni trebuie să răspundă. Lebedinski a spus-o chiar în ședința Comisiei Electorale Centrale că este vorba de o intimidare. Nu este vorba de o intimidare, este vorba de o constatare, pentru că evident cei care încalcă legea în mod vădit, norme imperative ale legii și își bat joc în egală măsură de oameni, trebuie să fie pedepsiți. Să revenim la întrebarea dumneavoastră, eu exclud un scenariu în care membrii CEC să demisioneze și astfel să fie periclitat scrutinul electoral. Nu este posibil așa ceva. Dar asta ar duce automat la anularea sau amânarea scrutinului? Nu. Asta nu poate. Deci, în primul rând, conform legii, demisia la momentul respectiv este interzisă. Doi, chiar și dacă ei, încălcând legea, sfidând Constituția, vor demisiona, eu cred că urmează a fi identificate mecanisme și instrumente pentru ca să asigurăm scrutinul sau desfășurarea scrutinului data de 11 iulie. Deci exclud situația în care, indiferent ce ar face scenaristul, scrutinul nu ar avea loc. Este inadmisibil și este o chestiune care contravine flagrant Constituției și asta este o uzurpare a puterii de stat, mai ceva decât în statele dictatoriale. Da, domnule Țăranu, tot CEC-ul a decis în premieră pentru Republica Moldova deschiderea 3 secții de votare, 2 la Tighina, 1 la Corjova, raionul Dubăsari, teritoriu aflat temporar în afara controlului constituțional al Republicii Moldova. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că se încearcă iarăși o deturnare a procesului democratic al alegerilor. Cum poți să faci alegeri într-o zonă unde nu funcționează legea Republicii Moldova? Cum poți să faci o
eu am în vedere pe teritoriul Republicii Moldova, desigur că, cum poți să faci alegeri acolo unde nu sunt respectate elementarele norme democratice? Și eu nu prea înțeleg, dar de ce s-a făcut acest lucru? Chiar dacă e să presupunem că în aceste trei puncte de votare, unde maximum ar putea să treacă vreo 5.000 de oameni, se vor adăuga vreo 15.000 de voturi. Chiar cred că 15.000 este cifra care ar putea să determine, hai să spunem, victoria forțelor care mizează pe acest lucru. Dar este absolut evident că deschiderea acestor puncte de votare în zona care nu este controlată de instituțiile constituționale ale Republicii Moldova creează niște precedente extrem de periculoase. Dar poate ei doresc să folosească acest... Acum mi-a venit în cap această idee. Acest precedent ilegal, ca mai pe urmă, dacă nu vor fi satisfăcuți de rezultatele alegerilor, să invoce acest precedent sau acest caz de acolo ca să anuleze rezultatele alegerilor. E abracadabră. Abracadabră juridică, noi nu știu, la ce se gândesc acești oameni, de ce fac acest lucru. E foarte greu în Republica Moldova să comentezi procesul politic, fiindcă el este plin de diferite paradoxuri. Da, e absolut imprevizibil. Și îți dai seama cât de greu oamenilor le este să trăiască în acest stat. Acolo unde nu legile determină viața omului, dar niște chestii prescrise de cineva și care sunt absolut arbitrar, deci aplicate în ceea ce privește reglementarea vieții societății. E foarte... Și oamenii, deci alegătorii trebuie să înțeleagă acest lucru, ce face acum CECU. Și nu există niciun dubiu în favoarea cui lucrează CECU și care sunt comenzile, de unde au venit comenzile politice de care se conduc. Ok, această observație care a fost făcută de colegul meu de platou este binevenită. Nu toți membrii CECU-ului sunt de aceeași factură, dar din păcate majoritatea este aceasta. Și din acest punct de vedere, alegătorii trebuie să înțeleagă că venind la alegeri, ei trebuie să sancționeze și derapajele antidemocratice pe care le comit reprezentanții CECU-ului, fiindcă ei nu din capul lor fac acest lucru. Ei reprezintă o anumită opțiune politică în Republica Moldova și această opțiune trebuie să fie pedepsită. Pedepsită inclusiv pentru faptul că a încercat prin intermediul CECU-ului să deturneze procesul democratic. Dar aceste trei secții sunt o înțelegere între factori politici de la Chișinău și pretinsele autorități de la Tiraspol? E indiscutabil. Pe parcurs de 30 de ani, autoritățile de la Tiraspol au fost foarte consecvente în promovarea politicilor sale în raport cu ceea ce se numește practicile electorale din Republica Moldova. Niciodată. Ei nu permiteau, fiindcă aceasta înseamnă o ingerință, cum socoteau ei în așa numită suveranitate a Republicii. Acum apare o întrebare firească, dar de ce ei de data aceasta aplică o altă logică? De ce merg împotriva propriei suverenități? Cine i-a impus? Este absolut evident că nu putea să facă doar Chișinău. Există o comandă care a venit dintr-un centru mult mai autoritar decât Chișinău pentru regimul de la Tiraspol. Care e acest centru? Este absolut evident. Moscova. Și ceea ce se întâmplă cu deschiderea buclucașă acestor trei puncte de votare, încă o dată dovedește cât de profund intervine factorul extern în viața politică și în procesul electoral din Republica Moldova. Și nu Occidentul, pe care îl acuză anumite forțe politice, nu el este acela care intervine. Occidentul încearcă să facă tot posibilul ca scrutinul electoral să decurgă în termeni cât mai democratici. Sunt alte forțe politice și aici trebuie să spunem cu toată certitudinea că aceste forțe politice sunt situate în Est, la Moscova, care încearcă să deturneze procesul democratic și procesul electoral din Republica Moldova. Noi știm cum se desfășoară procesele electorale acolo, în acest spațiu euroasiatic. Minskul este ultimul exemplu pe care cineva vrea să facă Minsk la Chișinău.
Păi cetățenii Republicii Moldova trebuie să facă tot posibilul ca să nu permită acest lucru. Noi nu avem nevoie de dictatură, noi nu avem nevoie de încălcarea legii și de periclitarea acelor, hai să spunem, tradiții democratice, acelor firăvi tradiții democratice care volens, nolens s-au înrădăcinat în Republica Moldova. Noi avem multe probleme la capitolul funcționarea democrației, dar avem și o realizare foarte mare. Scrutinile electorale în Republica Moldova, din punct de vedere a rezultatului, sunt imprevizibile. Nimeni nu poate să spună că iată aceștia vor câștiga. Pe parcurs de 30 de ani, dintotdeauna a fost o enigmă. Cine în ultima instanță va câștiga? Această enigmă nu există în Est. Acolo e clar, de la bun început, cine va câștiga alegerile. Această enigmă există în Occident, în Uniunea Europeană, spre care noi tindem. Acolo este aceeași situație. Niciodată nimeni nu poate să spună cine va câștiga alegerile. Noi trebuie să facem tot posibilul ca să păstrăm această enigmă, fiindcă este o realizare a democrației. Domnule Litvinenko, cum vă imaginați desfășurarea scrutinului la aceste trei secții de vot, în condițiile în care reprezentanții Ministerului de Interne nu vor putea asigura ordinea publică, nu vor putea contracara fenomene gen coruperea legăturilor sau transport organizat, în condițiile în care observatorii Promolex nu au acces acolo? Trei lucruri, în mare parte de acord cu domnul Țăranu, vreau să adaug doar trei lucruri. În primul rând, această decizie a CEC-ului, dincolo de alte lucruri, este una care atentează la securitatea națională și există un risc de afectare a securității Republicii Moldova și despre lucrul ăsta l-a indicat însăși Serviciul de Informații și Securitate. Maxim Lebedinski spune că a aflat din presă despre aceste atenționări ale SIS-ului. Da, Maxim Lebedinski să vadă comunicatul și cred că din comunicat lucrurile sunt foarte clare. Acum vreau să citesc într-un text de lege. Da, vă rog. Ca oricare telespectator să înțeleagă ce a făcut Comisia Electorală Centrală prin adoptarea hotărârii conform căreia a deschis trei secții de votare în afara teritoriului controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Deci articolul 32 din Codul Electoral spune așa. 32, alinea 3, litera A. Secțiile de votare în stânga Nistrului se vor deschide în unitățile administrativ-teritoriale aflate sub controlul constituțional al autorităților Republicii Moldova, atât pe malul stâng, cât și malul drept al Nistrului. Deci este o normă imperativă care spune doar acolo unde autoritățile constituționale dețin controlul. În situația în care în teritoriul unde au fost deschise aceste trei secții de votare, autoritățile constituționale nu dețin controlul, avem încă un caz când legea este pur și simplu sfidată demonstrativ de către Lebedinski și de către Filipov, ăștia doi care au promovat insistent această hotărâre. Și al treilea lucru, domnul Țăranu a spus că este un precedent. Este un precedent, eu cred că, foarte periculos și pentru regiune, în general în regiune. Vă dați seama că astfel de conflicte de genul ăstuia există și în Ucraina și, respectiv, ulterior, dacă la noi se întâmplă așa că are loc totuși scrutinul respectiv, cineva din afara Republicii Moldova spune că uitați-vă cum Moldova s-a întâmplat, haideți să facem și la noi. Dar strict din punct de vedere legal, eu cred că nu știu, această hotărâre la fel este contestată la Curtea de Apel, nu știu când va fi examinată, dar dacă se întâmplă că totuși acolo au loc alegeri, eu nu cred că rezultatele votului în aceste secții de votare poate fi considerat legal. Nu poate fi considerat legal din start, pentru că pe elementar, noi nu avem acces acolo ca să observăm cum are loc scrutinul. Dincolo de alte lucruri, cum faci campanie acolo, cum te întâlnești cu alegătorii și tot așa mai departe. Asta e o chestiune care este aplicabilă în general pentru toți locuitorii care locuiesc în stânga Nistrului, care, da, este teritoriul al Republicii Moldova, dar autoritățile noastre nu dețin controlul asupra sa și atunci apare întrebarea, dar
cum faci campanie acolo? Pentru că exercitarea dreptului de vot presupune că înainte de asta toți concurenții electorali să aibă posibilitatea să meargă la alegători, să-și prezinte programele și să încearcă să-i convingă. Iată că în cazul ăsta nu suntem într-o astfel de situație și de aceea eu consider că organizarea unui scrutin în secții de votare aflate pe teritoriu care nu este controlat de autoritățile constituționale, a priori este neconstituțional și nelegal. Bun, eu l-am întrebat pe Dorin Cimil care a fost raționamentul deschiderii acestor secții și mi-a spus că a primat argumentul numărului cetățenilor înregistrați în prealabil. 215 cetățeni s-au înregistrat în total pentru regiunea transnistriană. Deci în total, în registrul registrărilor prealabile, cetățenii care au buletine ale Republicii Moldova s-au înregistrat în felul următor. 250 pentru regiunea transnistriană, 100.000 diaspora. Ca să vedeți cum stau lucrurile în realitate. Și acum, nu știu dacă ăștia 250, nu știu dacă s-au înregistrat acum pentru acest scrutin sau asta. Înregistrările se trag încă din 2014, de când a apărut sistemul ăsta informatic a Comisiei Electorale Centrale. Deci dacă mergem pe acest criteriu care la fel trebuie luat în considerație conform legii, admitem că ei nu deschideau secții de votare într-un teritoriu pe care noi nu controlăm. Dacă admitem că deschideau secții, sau pentru celelalte secții de votare, acest criteriu a înregistrării prealabil la fel este unul care trebuie să fie luat în considerație și adică avem așa un decalaj. Da, și cu toate că există acest decalaj enorm, CEC-ul în primă instanță a decis să nu adauge nicio secție de votare atunci când numărul registrărilor prealabile este de 100.000, în schimb să adauge două secții de votare în cazul în care numărul registrărilor prealabile este de 250. Vedeți și logic are acest Maxim Lebedinski și acest Vadim Filipov, acești mercenari a lui Dodon, care, încă o dată, probabil și domnul Țăranu a spus anterior, e clar că cel care comandă muzica este Igor Dodon. Și Igor Dodon a transmis aceste indicații, ăștia ca dârzii ostășei au spus execut domnule și au mers sfidând legea și bunul simț și au promovat și au asigurat acea majoritate prin care au promovat aceste hotărâri ilegale. Domnule Țăranu, ați menționat dumneavoastră despre factorul extern și implicarea lui în aceste alegeri. De mai multe ori am auzit pe reprezentanții PAS-ului spunând că aceste alegeri sunt de fapt turul 3 al alegerilor prezidențiale. Retorica în campanie este una anticorupție, justiție independentă, antihoții. De cealaltă parte, stânga politică insistă pe această retorică. Iată, vin străinii, că vin soldații NATO, vin românii și ne ocupă țara. Care retorică va fi mai convingătoare? Asta o să o vedem pe data de 12 iulie. Dar se mai lasă electoratul din Republica Moldova speriat de aceste teze cu factorul extern care vine și cotropește Republica Moldova? Bine, dacă e să judecăm după rezultatele alegerilor prezidențiale, păi nu. Pentru că la alegerile prezidențiale, Maia Sandu a câștigat alegerile cu un mesajul anticorupție. Și anume acest mesaj a mobilizat enorm electoratul și mai mult decât atât, i-a făcut pe acei de stângă care tradițional votează pentru partidele de stângă, pentru candidații de stângă, să dea dovadă de un absenteism uimitor. Niciodată în istoria Republicii Moldova, hai să spunem așa, electoratul pro-estec n-a fost atât de pasiv. Maia Sandu a câștigat alegerile datorită inclusiv și acestui factor. Iar acest lucru s-a întâmplat fiindcă liderii și în speță omul care reprezenta această parte a scenei politice moldovenești, domnul Dodon, în campania electorală prezidențială, a avut reputația unui personaj corupt, unul care, pe seama căruia există dovezi elocvente, dovezi la televizor, cum a luat mită. Și, deci, electoratul a fost inclusiv acel de stânga, care este, apropo, foarte ideologizat, de obicei, foarte bine se mobilizează. Chiar și el a fost debusolat în acest sens.
Acum, vorbind despre întrebarea, despre deci esența întrebării pe care mi-ați adresat-o, pot să vă spun un lucru. Acei de stânga încep puțin câte puțin să schimbi mesajul și tot mai mult vorbesc, încearcă și ei să utilizeze mesajul anticorupție, înțelegând foarte bine că el este în vogă, că el aduce voturi. Vă atrag atenția asupra unui detaliu. Propaganda partidelor de stânga, iar multe din aceste partide sunt pur și simplu partide care cu tot dreptul pe care poți să pui ștampila corupte. Bun, sunt excepții din regulă, dar ce pot să spui, de exemplu, despre Partidul Socialiștilor, care este doldură de oligarhi? Dar Partidul Comuniștilor, Voroin, care a stat, de fapt, președinția lui Voroin de două mandate, pe timpul căruia, de fapt, Republica Moldova s-a consolidat și s-a osificat regimul oligarhic. Și ei acum încearcă cumva să folosească inclusiv și acest mesaj anticorupție, chiar dacă el nu le vine bine. Uitați-vă, apariția în mesajele lor electorale, în propaganda lor a numelui lui Filat, este emblematică în acest sens. Care îl asociază cu PAS-ul de fiecare dată. Da, ei în permanență îl asociază pe Filat cu PAS-ul și ce este foarte important, îi scot de la naftalină teza veche pe care a propagat-o cu multă iscusință, deci a propagat-o Plahotniuc și echipa lui, că Filat a fost principalul beneficiar și organizator a furtului miliardului, ce nu este așa. Toți știm cine sunt, de fapt, adevărații eroi ai acestei afere cu miliardul. Dar acum socialiștii scot, repet încă o dată, de la naftalină această teză și încearcă să o folosească deja împotriva PAS-ului, înțelegând foarte bine că PAS-ul este, de fapt, principalul lor rival în această campanie electorală. Iată o încercare, o încercare care mai mult ține de tactica trișorilor pentru a folosi retorica anticorupție împotriva principalilor săi concurenți, împotriva oponenților săi politici, chiar dacă aceste acuzații, desigur că sunt, în afară că sunt gratuite, ele nu prea au substanță și nu prind. Dar atunci când nu ai alte soluții mai bune, folosești și aceste proaste. Domnule Litvinenko, cum vă propuneți să contracarați această retorică agresivă a stângii politice, care insistă pe ideea că dacă vin pro-europenii la guvernare, atunci factorul extern va fi cel care va conduce țara? Ați văzut, țara este împânzită de panouri cu nu ne vindem străinilor. Dacă și eu am văzut, a făcut cineva o glumă, sau, mă rog, a spus un lucru mai în glumă, mai în serios, de exemplu, în sectorul Ciocana, eu locuiesc în sectorul Ciocana, în strada Domeniuc, și acolo avem în parc pe alee o porțiune din această alee care deja de vreo, cred că vreo 3-4 luni nu este asfaltată. Dar și cineva spunea mai în glumă, mai în serios, dar poate tot și bine să vină pe o zi măcar străini și poate ne-or asfalta această alee. Sunt niște aberații și știți cum, aceste sperietori au fost folosite de socialiști și în cadrul scrutinului prezidențial, și cel din 2016 și cel din 2020, și lumea s-a convins că aceste minciuni nu se adeveresc și ele sunt simple minciuni, și eu cred că socialiștii din potrivă vor fi sancționați, pentru că totuși alegerile prezidențiale au demonstrat că oamenii deja nu mai cred în cei 30.000 de sirieni, așa pur și simplu, așa cum, de exemplu, au crezut în 2016. Dar sigur că propaganda este o armă pe care o are Partidul Socialiștilor, cele, nu știu, 6 legende pe care le are Dodon și zilnic împrăște aceste aberații și aceste minciuni. Este greu să mergi împotriva lor atâta timp cât Consiliul Audiovizual este o instituție amorfă și nu este funcțională, nu este în măsură să facă așa încât să asigure că fake news-ul nu stă în capul mesei la nicio televiziune, indiferent cine este proprietarul de fapt. Dar dincolo de asta vom merge pe la oameni, vom încerca să ajungem la fiecare
cetățean locuitor a orașelor, satelor, măhălilor, străzilor. Bun, dar mesajul... Așa încât să explicăm că aceste lucruri pe care le propagă socialiștii nu sunt altceva decât niște minciuni cu care ne-au obișnuit ei. De fapt, când spui Dodon, automat îți aduce aminte așa o mare de minciuni, pentru că minciuna și Dodon sunt sinonime după mesajul mine. PAS în campanie va fi cel anticorupție care v-a adus victoria la prezidențiale. Da, bine, noi avem acele trei priorități. De fapt, noi mergem în campanie pentru a realiza, pentru a asigura implementarea programului electoral care a câștigat doamna Maia Sandu, pentru că doamna Sandu a fost candidatul susținut de PAS în alegerile prezidențiale. Programul nostru electoral, care l-am făcut public deja, într-un fel, dezvoltă acele promisiuni pe care le-a făcut doamna Sandu, de exemplu, pe domeniul justiției, de exemplu, aceleași trei lucruri care sunt prioritare. În primul rând, să facem așa încât instituțiile să fie funcționale, instituțiile de drept. Doi, să modificăm Constituția așa încât să putem confisca bunurile hoților, sau, de exemplu, să modificăm Constituția așa încât să excludem imunitatea pentru parlamentari care, pentru cazurile de corupție, da, să rămână o imunitate așa cum este ea aplicată și în alte state. Dincolo de lupta împotriva corupției și lupta împotriva hoției, avem aspecte de bunăstare, avem aceleași majorări de pensii, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea satelor, avem deschiderea Republicii Moldova pentru și, mă rog, obținerea respectului de către partenerii noștri față de Republica Moldova. Și, de exemplu, aceasta a cincea prioritate, deja într-o anumită măsură, noi am și executat-o, pentru că de când doamna Sandu a venit la cârma Republicii Moldova, Republica Moldova este văzută altfel, cu totul, da, altfel decât era pe timpul lui Igor Dodon. Domnule Litvinenko, dar de la lansarea PAS-ului în campanie electorală, lista electorală PAS este sub lupa contra candidaților dumneavoastră, după scandalul jurnalistei Natal Bot, care s-a retras din lista, urmat Alexandru Catan, care s-a retras și dumnealui. Acum, în atenția presei și a contracandidaților dumneavoastră, este Boris Marcoci de la Bălți. De asemenea, sunt extrem de multe controverse în jurul... Da, ați văzut că doar lista PAS-ului este monitorizată. Exact, de asta vă întreb. Există controverse și în jurul numelui Nataliei Davidovici, în baza căror criterii s-a stabilit această listă de a-ți dat atât de multă apă la moară contracandidaților? Bine, apă la moară, nu știu dacă este un termen adecvat, având în vedere faptul că... Dar doar despre lista PAS se vorbește cel mai mult. Pentru că lăsând poate modestia, evident că PAS este, sau lăsând modestia la o parte, se vorbește doar de PAS, pentru că evident că PAS-ul este partidul care va câștiga aceste alegeri și de aceea cumva suntem atacați din toate părțile, într-un fel sau altul. Acum, evident că noi când am întocmit lista, am avut un proces. Procesul s-a bazat pe meritocrație, pe integritate, în măsura în care am reușit să facem lucrul ăsta, și am vrut să avem o listă inclusivă. Inclusivă, să avem segmente sociale, medici, profesori, juriști, economiști. Bun, dar au existat acele filtre de integritate despre care vorbeați anterior? Bine, depinde ce aveți în vedere când vă referiți la aceste filtre de integritate. Dacă vă referiți domnul Catan are un dosar dacă penal. Vă informați din fake news-urile. Uite, e că nu este prima dată când îmi acordați astfel și faceți astfel declarații. Domnul lui a recunoscut că are un dosar penal. Deci dosarul a fost închis printr-o ordonanță a procurorului. Deci este o ordonanță definitivă, dosarul nici n-a ajuns în judecat, el a fost închis de procuror după ce a plecat la Hotimu, ca să fie foarte clar. De ce atunci dumnealui s-a retras, dacă este pentru că a considerat că, iată, vedeți aceste minciuni care, din păcate, au ajuns și la dumneavoastră și dumneavoastră îmi acordați aceste întrebări bazându-vă pe niște așa numite investigații făcute de trolii socialiștilor. Eu, dacă aș fost nevinovată, rămâneam în listă. Doamna
moderatoare. Da, deci domnul Catan a considerat că este mai bine să se retragă ca să nu facă rău scorului. Scopul pasului este să câștige aceste alegeri. Deci oricare insinuare lasă cumva o amprentă. Dumnezeu a considerat că ca să nu fie speculații, mai bine mă retrag și respectiv după care implementăm ceea ce avem de făcut. Dar afirmația dumneavoastră este minciunoasă. Dumnealui a recunoscut că are un dosar penal. Deci dumnealui a recunoscut că i s-a deschis un dosar penal, dar acel dosar penal deschis de pe timpul lui Plahotniuc pentru că nu a vrut să dea mită, a fost închis de procurori. Deci există ordonanțe de clasare și de scoatere a domnului Catan de sub urmărire penală, ca să fie lucrurile foarte clare aici. Okay. Asta a fost decizia domniei sale. Noi am apreciat această decizie. Așa s-a întâmplat și în cazul doamnei Albot, când iarăși așa a considerat că este bine ca să nu existe persoane certate cu legea ca să aducă învinuiri. Mai bine mă retrag după, pentru că știți cum, pornești de la misiune, de la scop. Care e scop? Ca să învingem aceste alegeri. Deci trebuie să facem tot posibilul ca să învingem și să nu dăm, să nu le facem pe plac celor care aruncă aceste zone în spațiu public doar pentru a încerca să discrediteze. Am înțeles. Domnule Țăranu, astăzi a fost dat publicității un nou sondaj de opinie. El arată că din numărul total al persoanelor decise, PASUL ar acumula peste 50%, de asemenea în Parlament ar accede și blocul socialiștilor și comuniștilor. Cum vedeți eventualitatea ca următoarea guvernare a Republicii Moldova să fie una monocoloră? Nu, guvernarea monocoloră dintotdeauna este o guvernare foarte, încerc să găsesc cuvântul potrivit, o guvernare eficientă. Că nu te consumi în lupte fratricide cu partenerii tăi. Există un program pe care îl aplici consecvent, punct cu punct. Și până la urmă, o guvernare monocolor înseamnă o adeziune largă a electorilor față de o forță politică. Nu întotdeauna acest lucru este benefic pentru societate. Haideți să ne aducem aminte de anul 2001, când au câștigat categoric comuniștii și am primit ca rezultat un regim oligarhic. Să sperăm că acest lucru nu se va întâmpla mai mult niciodată în istoria Republicii Moldova. Acum, atunci când domnul Litvinenko spune că PASUL va câștiga alegerile, e firesc că așa trebuie să facă orice reprezentant unui partid care luptă și care are șanse foarte bune. Eu mi-aș dori numai ca această victorie în alegeri să nu fie plătită cu prețul pierderii guvernării. Poți să câștigi alegerile și să pierzi guvernarea. Faptul că PASUL astăzi nu are parteneri suficient de bine plasați în plan electoral pe dreapta, adică pe segmentul europenist, este un mare neajuns al PASUL-ului. Și tot și acum mizează pe faptul că PASUL va câștiga de unul singur alegerile și va face o guvernare. O trag atenția, o guvernare la limită este o guvernare șubredă. Chiar dacă PAS câștigă acolo cu 51-52 de mandate, e foarte greu așa să guvernezi, ai nevoie de parteneri. Bun, la prima etapă poți să faci guvern, poți să faci, să alegi toate instituțiile care sunt alese de Parlament, dar mai departe începe problemele. Să sperăm că acest lucru totuși nu se va întâmpla și de pe dreapta va trece o forță politică care împreună cu PASUL va putea să facă guvernarea și nu va exista această, hai să spunem, această posibilitate sau mai bine zis oportunitate de a face o guvernare cu o forță care nu este europeană în sensul deplin al acestui cuvânt. Fiindcă aceasta ar însemna diluarea cursului european, a reformelor și așa mai departe. La cine vă referiți? La Renato Rosato? Nu, mă refer la oricine care ar putea să treacă pragul de pe flancul ne-european. Hai să-l numim în felul acesta. Noi cu adevărat avem nevoie acum de o guvernare care ar putea să aprofundeze pe parcurs de 4 ani reformele europene și să prefacă societatea moldovenească în una funcțională. Noi nu suntem funcționali. Noi suntem un stat practic falimentar. Noi de 30 de ani nu avem integritate teritorială. Instituțiile noastre sunt dezlănate. Cetățenii nu se bucură
de apărare din partea structurilor politice. Ei mai degrabă sunt, nici nu știu cum să-i numesc, ei sunt argați a sistemului politic, când trebuie să fie invers, ei trebuie să fie stăpânii sistemului politic. Și acest lucru preface Republica Moldova într-un stat fără perspectivă. Dacă aceste alegeri nu ne vor da o guvernare capabilă să schimbe lucrurile înspre bine, atunci situația ar putea să deraieze într-o formulă absolut deplorabilă. Și noi toți ne așteptăm. Sigur că e foarte bine că pasul este atât. El va câștiga alegerile, este evident. Va câștiga în acel sens că va avea cel mai multe mandate. Vor fi suficiente aceste mandate pentru guvernare? Iată problema fundamentală care se formulează. Și eu cred că la acest capitol PAS nu a fost suficient de eficient atunci când, în calitate de lider incontestabil al partidii pro-europene, nu a contribuit la consolidarea segmentului pe ansamblu, dar mai mult s-a axat pe interesul de partid. Să sperăm că, deci, de data aceasta ei iarăși n-au greșit și vor fi capabili să creeze o guvernare suficient de puternică și care ar putea să înceapă să dea rezultate din primele zile ale guvernării. Asta este foarte important. Bun, dar mai există un aspect pe care acest sondaj nu-l dă, dar alte sondaje arată că în următorul parlament ar putea accede AUR. Este realist ca segmentul unionist să fie reprezentat în viitorul parlament? Eu cred că dacă iarăși să credem sondajelor și segmentul alegătorilor unioniști cu adevărat înglobează acel masiv, se vorbește despre 35-40%, e foarte mult, aproape jumătate de societate. Ar fi anapoda, ar fi contra logicii ca un segment atât de numeros și să nu aibă în Parlament o reprezentanță nemijlocită. Adică să nu treacă un partid politic sau, bun, două partide politice care, într-un mod asumat, promovează acest mesaj. Adică reflectă interesele acestei părți a societății la modul asumat. Fiindcă, indirect, în toate parlamentele precedente, deci, unioniștii își aveau reprezentanță. Erau deputați cu viziuni unioniste. Eu cred că și în PAS există deputați cu viziuni unioniste, chiar dacă este absolut evident că PAS nu este un partid unionist. Apropo, foarte mulți unioniști, alegătorii unioniști, sunt gata să voteze pentru PAS din cauza că formula politică a lor, adică partidele politice care încearcă să sau pretind să îi reprezinte, n-au fost capabili să se organizeze de o asemenea manieră ca să dea credibilitate acestui mare segment. Și atunci oamenii reiesă dintr-o logică foarte simplă, decât să-mi pierd votul sau încât și mai rău să transmit prin redistribuire votul meu spre partidele de stânga care nu mă reprezintă nici într-un fel, mai bine votez pentru PAS care nu mă reprezintă nemijlocit, dar care indiscutabil nu este familiar, cel puțin pentru faptul că promovează consecvent politica pro-europeană. Și trebuie să fim de acord că în această abordare este o bună logică, o logică sănătoasă. Acum, mai există ceva timp pentru partidele de unioniste care ar putea, în timpul care a mai rămas, să găsească o soluție. Nu vor găsi, după toate probabilitățile, vor fi penalizați. Iar atunci când se vorbește despre AUR că ei au șanse, să vedem. Despre AUR e foarte greu să comentezi, ei doar nu au biografie politică în Republica Moldova. N-ai material empiric, acum vorbesc despre analiză, ca să poți să analizezi, ca să înțelegi. AUR are, pe de o parte, avantaje foarte serioase, e vorba despre un succes fulminant pe care l-a obținut corespondentul AUR-ului în România, dar pe de altă parte, în componența AUR-ului sunt oameni cu o biografie politică de perdanți. Și atunci e greu să înțelegi, dar ce ar putea să dea AUR-ul în ultima instanță? Să sperăm că va da un rezultat bun, cel puțin unioniștii merită să aibă o reprezentanță directă în Parlament. Domnule Litvinenko, în ce măsură dați crezare sondajelor? Poate aveți sondaje interne care arată altceva? Și cum vedeți guvernarea după 11 iulie? Evident că noi ne uităm la sondajele care sunt făcute de
companii respectate, care au finanțator, care sunt făcute de operatori, nu desenate de Igor Dodon și arătate la televiziunile lui Dodon. Sondajele care sunt reale arată, reprezintă o fotografie de moment. Noi vedem, luăm act de aceste sondaje, nu ne îmbătăm cu apă rece și mergem înainte, facem campanie, pentru că eu cred că cel mai important lucru, scorul pe data de 11 seara după ora 22, va fi direct proporțional cu mesajele, efortul, implicarea pe care le vor face partidele în această perioadă, iunie, iulie, până în ziua scrutinului. Deci mergem la oameni, încercăm să convingem că programul nostru este cel mai bun și, doi, că avem capacitatea pentru a implementa acele lucruri care sunt menționate în acest program. Alianță, vedem, tragem linia pe data de 11 seara și acolo discutăm și decidem cu cine, cum. Da, vă vedeți guvernând într-o coaliție? Vedeți o guvernare de coaliție în viitorul Parlament? Lucrul ăsta îl vor decide cetățenii. M-am spus, noi mergem la oameni, încercăm să convingem și pe data de 11 seara tragem linia și vedem cu cine mergem. Da. Evident că noi vom face coaliții, dacă vom face coaliții, exclusiv cu partidele cu care avem aceleași valori și principii. Adică, în sensul bun a cuvântului, știu, cuvântul principii și valori a fost pervertit, dar avem anumite obiective statutare, programatice și evident că cu acele partide care împărtășesc aceste obiective vom face eventual coaliții post-electorale. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult pentru participare. Vă aștept și cu alte ocazii. Doamnelor, domnilor, dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Rămâneți cu TVR la ora 20. Începe telejurnalul de la București. O seară frumoasă, să aveți sănătate tuturor!